nu prea s-a știut în presă ce negocieri și cu cine ați avut, decât în ziua în care a fost ziua alegerilor președintelui, au fost scurte discuții în Parlament. Da, au fost și scurte discuții în Parlament, au fost și consultații în afara Parlamentului. Da, cu cine ați negociat atunci exact? Pentru că nu am văzut în presă. Și acești negociatori sunt actualmente în Parlament, și la să se lucreze mai departe să fie, dar n-au dorit ca să noi să depășăm acest moment și să nu trecem la alegeri anticipate. Adică nu este vina Partidului Comuniștilor? Doamne ferește, categoric nu. Este vina opoziției de atunci? Categoric. Nu, poate nu am fost așa de insistenți, poate n-am propus bani mari. Dar mici ați propus? Nimic n-am propus. Între altele, nici posturi n-am propus. Pentru că, în principiu, nu merge treaba. Nu. Ei erau speriați, erau înfricoșați, bâlbâiau, tremurau, nici nu prea doreau să se întâlnească așa mai departe și poți să le propui lor. Nimic nu le-am propus. Poate aceasta, da, n-a fost. Bun, categoric. Plecarea lui Lupu din partid, pentru că ne amintim că a plecat după alegerile din 5 aprilie. Ați spus ulterior că nu este o pierdere, deși realitatea demonstrează că este o pierdere substanțială pentru Partidul Comuniștilor. Acum, considerați același lucru, că nu este o pierdere? Acum, încă mai mult, tot partidul nostru a conștientizat că aceasta nu este o pierdere. Și nu numai plecarea lui Lupu, dar plecarea la mai mulți care pleacă din mai multe considerente personale. Nu este pierdere. Dacă Lupu ar fi rămas, lucrurile nu s-ar fi schimbat? Nu. Nu s-ar fi schimbat nimic. O alianță cu Lupu... În ce sens, Lorena, În sensul în care poate la 29 iulie lucrurile ar fi stat altfel. Adică mai multe mandate sau ce? Păi, considerați că Lupu nu a luat voturi de la Partidul Comunist? Nu, în rândul partidului nostru nu. El, în momentul, dacă a plecat de la noi prin acest pas, prin această decizie a lui, el poate și acum a luat aceste voturi. Să fi fost în rândurile noastre, n-am fi să adauge nimic partidului. Știați despre plecarea lui dinainte sau ați aflat în ziua în care a plecat? El a intrat sau între aceeași zi sau cu o zi înainte de a pleca, a intrat la mine și în linii generale ne-a explicat, ne-a motivat decizia lui, da? Și a spus că rămâne și mai departe cu noi, fidel cauzei noastre. Și dacă ceva, noi putem să tindem la aceea că el poate cu noi pe urmă, cândva să ne unim împreună într-o situație oricare. Acestea au fost ultimele lui propoziții. Ați încercat să-l păstrați în partid? Nu. Și nu regretați acest lucru? Dar el în partid, avea 2 luni de când intrase în partid și intrase în partid tocmai de aceea înainte de alegeri că să, pe urmă, să fie posibil să-l înaintăm ca candidat la funcție de președinte a țării. Iar care a fost scopul lui de a deveni membru de partid. Și aici să vorbești despre Lupu ca membru de partid în mod serios, nu-i cazul. Dar totuși, până la urmă, de ce nu l-ați înaintat la funcția de președinte? Că oamenii, inclusiv alegătorii dumneavoastră, se așteptau la o astfel de decizie. Și foarte bine am făcut că nu l-am înaintat. Și atunci, la moment, erau foarte multe întrebări referitoare de Lupu. Noi l-am văzut doar 4 ani, a stat în fața societății, în funcție de președintea Parlamentului. Și mai mult s-a developat cine este Lupu după alegeri și în campanie electorală. Adică 4 ani a fost bun și după aceea n-a mai fost bun? Nu că a fost bun sau nu a fost bun. N-a fost bun el deodată, peste jumătate de an. Dacă n-am spus nimănui, mă trage de limbă ca întotdeauna. Pentru că noi după jumătate de ani am înțeles că am intrat cu ăștia în gard, cu acest lup. Dar dumneavoastră cunoașteți regulamentul. El se alege cu 52 de voturi, președintele Parlamentului, se revocă cu majoritate constituțională. Și noi la acel moment nu avem majoritate constituțională. Și eu să inițiez în partid toate discuțiile acestea și în fracțiune, și în Parlament, și în societate, că ne-am greșit cu Lupu, că nu e cel care trebuie, nu face față și mai are și alte probleme încă. Nu era cazul.
Păi și Și noi am răbdat cum am putut toți acești ani de zile și ne-am comportat cu el ca un bebeluș. Păi în cazul acesta, el a fost responsabil de zona de nord în campanie electorală, o zonă extrem de importantă, unde Partidul Comuniștilor a obținut voturi serioase întotdeauna. Cea mai simplă zonă în care noi, cu lupul, fără lupul, cu voronii, fără voronii, sau cu alții, fără alții, noi întotdeauna avem succese și rezultate foarte bune între această zonă. Deci ești la întâmplă la nord. Unde erați sigur că veți obține lupul? Eram sigur. Și lupul nu a avut nicio contribuție? Bă, poate puțin pe cineva a influențat personal. Faptul că Marian Lupu, oamenii se așteptau ca el să fie înaintat la funcția de președinte, spuneam și mai devreme, sunt și dintre alegătorii dumneavoastră extrem de nemulțumiți de acest lucru. Ce v-a determinat să o înaintați pe Zinaida Greceanu la această funcție? Vedeți, Lorena, la noi în partid există simțul acesta de echipă, de tovarășie adevărată. Noi toate problemele le hotărâm de comun, toate problemele suntem uniți. Și de aceea atitudinea mea față de toți membrii partidului și la cei care nu sunt în partid, dar sunt înaintați sau sunt susținători partidului, sunt propuși, au fost propuși de partidul nostru la diferite posturi. Ei se bucurau de atenție, de sprijin și de ajutor din partea noastră și în primul rând din partea mea. Deci se părea că totul este ok. Da. Dar noi vedeam și simțeam cine și cum trage la plug, cine și ce face, cine și cum lucrează și mai departe. Și se vede cine și ce perspectivă are. Dacă lucrăm serios și dacă atitudinea noastră unul față de altul este cinstit. Marian Lupu afirma că ar putea face o coaliție cu Partidul Comuniștilor în cazul în care domnia sa vă retrageți din fruntea partidului și din funcțiile pe care le ocupați atunci le-ați ocupat, acum sunteți deputat. Sunteți gata să vă retrageți, să admitem, după alegerile anticipate pe care le așteptăm, da? Se spune că deja vor fi alegeri anticipate. Sunteți gata să vă retrageți? Încă o dată eu repet, acest Marian Lupu nu trebuie nimănui astăzi, categoric. Și nu poate el să propună diferite proiecte și așa mai departe. În primul rând, când așa propunere, ele de fapt nu intră nici într-o ușă. Nu trec prin nici într-o ușă. Pentru că există statutul, există o rânduială cum să schimbă conducerea partidului, dar nu la propunerea cuiva din stradă, care n-are nicio atitudine în față de partidul nostru, să ne propune nouă cum ar face el cu noi și ar face el cu noi. Noi singuri suntem capabili să hotărâm partidul. Cu care ați putea face o alianță într-un viitor. Eu n-aș dori foarte mult să stau la discuții pe tema Lupu. Bun, pentru atunci că sunt și alte probleme care eu până la un moment dat nu le pot dezvălui, referitor la cine este Lupu într-adevăr. De aceea nu doresc mai departe să discut eu pe tema Lupu. Și acum ne-ați intrigat și mai mult. Ce nu puteți dezvălui? Dar și nu m-am atat pe mine să-mi pui întrebări de ce intrigat. Nu, păi da, eu am dreptul să vă adresez orice fel de întrebări. Și eu am dreptul să răspund așa păi, cum trebuie. Bun, atunci să ne întoarcem la perioada aceea din aprilie. Și unii lideri ai opoziției de atunci v-au cerut să renunțați la funcții în stat pentru a discuta și pentru a găsi cumva un compromis de a evita anticipatele. Această temă și în așa fel să fie pusă întrebarea, asta e o brăznicie din partea cui n-ar fi străini. Poate să pun această întrebare numai membrii de partid, partidul nostru. Poate să pun întrebarea că domnul Voronin, deja tovarășul Voronin, deja trebuie schimbat și așa mai departe. Dar nu vor și nici de oriunde. Dar îndrăznește cineva de să pună întrebarea așa în partid? Poate să îndrăznească oricine. De așa consultanți, de așa ajutori, de așa sfaturi, noi nu avem nevoie. Categoric nu avem nevoie. Noi hotărâm problemele în partid așa cum este necesar și așa cum hotărăște tot partidul. Dar nu cum ne dă nouă cineva sfaturi. Dar cineva a îndrăznit să ceară asta, pentru că cei care